Bună, fetelor! Cred că o să vedeți o mică schimbare în, cum să zic eu, în calitatea videoului, pentru că, în primul rând, mi-am luat un ring light, ceva să-mi confere mult mai multă lumină, pentru că aici, în Londra, soarele nu prea există, ca să zic așa. Așa că am zis să-mi iau un ring light, să am lumină, să pot filma și după amiaza când se întunecă sau când lumina nu este foarte bună. Așa că să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare. Încă încerc să mă obișnuiesc cu lumina. Încerc să țin ochii cât mai deschiși și să nu mă chiorăsc. Cred că mă uit foarte mult în ecran, pentru că încerc să-mi găsesc o poziție cât mai bună. Așa că zic să începem, pentru că o să dureze ceva acest video. Și astăzi vreau să testez fondul de ten care mi l-am luat de la Kendra din țară, de la Wet n Wild Photo Focus. Și este acesta. Eu luam nuanța Classic Beige, a fost singura nuanță pe care am găsit-o. Sper să nu fie prea închis pentru mine. Nici nu l-am folosit, după cum puteți vedea. Are sigiliu cu preț. L-am desfăcut. Primul lucru pe care vi-l pot spune că nu are pompiță. Are o pensulă, o spatulă din aceasta. După cum puteți vedea, este din sticlă. Ce să vă mai zic despre el? Nu știu să vă zic exact pentru ce este. Cred că este pentru tenul gras, dacă nu mă înșel. O să-l încerc. Să încerc să văd dacă mi se potrivește nuanța. Cred că o să fie foarte închis. Da, nuanța o să fie foarte, foarte închisă. Și foarte, nu știu dacă puteți vedea voi acolo, foarte portocalie. Dar dacă îl folosesc într-un strat cât mai subțire, ca să zic așa, este ușor lichid, cum puteți vedea. Și o să iau cu burețelul. Miroase exact ca fondul de ten de la Estee Lauder. Acest fond de ten este pentru ten uscat. Din câte văd, îmi oferă o anumită strălucire. Are o acoperire medie. Da, cum vă spuneam, are acoperire medie. Pe cameră nu prea se vede, dar sunt un pic cam prea închisă pentru, vedeți, pentru diferența, pentru nuanța pe care o am pe gât. Încerc foarte mult să acopăr, dar nu-mi iese, se vede diferența. Începe să mi se strângă în jurul nasului. Sunt un pic cam lipicioasă, ceea ce pentru un fond de ten nu prea îmi place. Dar o să vedem cum o să fie pe parcurs. Concealer vreau să-l folosesc pe acesta de la Makeup Revolution. Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Am vrut să fac un video când au apărut, dar nu m-am filmat în perioada aceea, așa că o să-l încercați. Eu am nuanța C4. Am câteva nuanțe, dar pe aceasta mi s-a părut potrivită în momentul acesta. Folosi un burețel mai mic. Par foarte albă în zona unde am dat cu concealerul. Chiar dacă în oglindă nu par. Acest concealer
acest corector, acest anticearcăn are o acoperire foarte mare. Îmi place pentru că mi-a deschis, mi-a luminat zona de sub ochi, a bărbiei, în jurul nasului și a frunții, pentru că acel fond de ten mi-a închis, este foarte tare. Acum o să aplic o pudră pe toată fața și o să aplic pudra mea preferată și cea mai utilizată de mine, Rimmel Stay Matte. Aceasta este în nuanța 001 transparent și îl voi aplica pe toată fața cu pensulă pe AliExpress, cred, prin tapotare. Aplica deloc. Și prin mișcări circulare îndepărtez excesul. Prima impresie, îmi place și nu îmi place acest fond de ten. Nu îmi place consistența lui pentru că este foarte lipicios așa și în adevăr și culoarea nu mi se potrivește, dar aplicând produse peste îl mai deschide un pic, îl mai face mult mai, cum să zic eu, mai purtabil, să vă zic așa. Aceeași problemă în jurul nasului și în bărbie, unde tot timpul, nu știu, nu se vede pe camera, tot timpul mi se strânge produsul sub ochi. Un pic sub ochiul stâng. S-a strâns, dar nu știu sigur dacă este, cred că era doar concealerul. În rest mi-a acoperit micile imperfecțiuni, micile coșuri pe care le aveam, roșeața și acesta. Momentan arată bine, o să-mi fac restul machiajului și o să revin la sfârșit cu niște păreri exact cu toate produsele pe care le-am aplicat și să vedem cum s-au aplicat mai exact. Nu o să mă leg de nuanță pentru că doar nuanța asta am găsit-o. Îmi place acoperirea medie pe care o are, nu-mi place că este foarte lipicios și cu produsele pe care le-am aplicat peste, o să vedeți într-un alt video în care testez niște produse, nu-mi place pentru că s-a mișcat. O să-l mai încerc, dar o să-l folosesc cu niște picături de la The Body Shop ca să mi le deschidă. Așa că o să-l mai folosesc, dar sincer, pentru 33 de lei, cred că își merită banii dacă vă găsiți nuanța potrivită. Vă place un fond de ten cu acoperire medie pentru tenul uscat, după părerea mea, pentru că încă îl mai simt lipicios în anumite zone. Așa că îmi place, pentru mine, de la mine are un thumbs up. Făcusem deja încheierea videoului cu fondul de ten de la Wet n Wild, dar după 5 ore de purtat fondul de ten, am hotărât să revin cu o părere, pentru că cred că v-am mai spus și în video anterior, anul trecut, cred, tenul meu s-a schimbat foarte mult, era foarte uscat la începutul anului trecut, dar nu știu din ce cauză a devenit foarte uleios. După cum puteți vedea, sunt foarte, foarte uleioasă în zona bărbiei, în zona nasului și a frunții și aici să zicem că am iluminatorul și sub sprânceană. Nu știu sigur dacă devine este fondul de ten, exact. Fondul de ten sau corectorul. V-am apropiat un pic pentru a vedea. Cred că dacă mă apropii și mai tare deja o să vedeți cum lucesc ca un bec. Așa că fondul ăsta de ten nu rezistă mai mult de 3 ore, să zic, și încep să
strălucesc frumos, ca un bec, se luminez, ca să zic așa. Dar purtat câteva ore, cred că se merită. Sau pentru un ten uscat, cred că se merită, dar eu deja trebuie să, ori să-mi dau machiajul jos, o să refac. Dar fiind ora 6:30, o să mi-l dau jos, pentru că nu mai plec nicăieri. Într-adevăr, afară a fost foarte cald, dar consider că trebuia să reziste mult mai mult. Și da, acesta este fondul de ten care se separă în jurul nasului. De-abia mai există. Aici în bărbie mi s-a strâns. Sub ochi, la fel, s-a strâns în toate liniuțile fine. Pe frunte strălucesc foarte frumos. Așa că acest fond de ten, ca să îndepărtez un pic. Acest fond de ten îl recomand persoanelor cu ten uscat. Eu probabil o să-l mai folosesc, dar doar așa pentru un video. Să-l folosesc într-un video, să mă machiez cu el și așa. Dar să-l port o zi întreagă, nu. Pentru că ar trebui să stau să o dau cu pudră de fiecare dată la câteva ore și nu umblu cu pudra după mine în poșetă, sincer. Nu mai fac acest lucru. Așa că îmi place acest fond de ten. Să-l folosesc doar câteva ore. Și acesta a fost un update. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de thumbs up. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați purtat și voi acest fond de ten și dacă vă place. Și ne vedem data viitoare. Pa!